Toți, domnilor și domnilor, aici la A7 TV, la Substanțial, citesc, citeam și pe pauză împreună cu domnul Bădescu, comentam niște chestiuni importante ce se întâmplă în Turcia acolo și facem o paralelă, iar apoi trecem la chestiunea cu asigurările. O las un pic mai târziu pentru că am intrat deja în subiect și aș vrea să le puizăm acest subiect până să intrăm în chestiunea cu RCA-urile. Domnule Bădescu, vă citesc și dumneavoastră și cei care ne urmăresc. În Turcia inflația se apropie de 70%, atenție, 70%, în România a fost 20%. 70%. Avem datele oficiale. Indicele prețurilor de consum a registrat o creștere în ritm anual de 68,5 luna martie, peste avansul de 67 din februarie. Principale contribuții la creșterea accelerată din luna martie au venit din partea prețurilor la servicii educație și alimente. Acolo dau un exemplu. În urmă cu 2 ani de zile, prețul la combustibil era 22-25 de lire pe litru în momentul de față e aproape 50 de lire pe litru de deci dublu prețul la combustibil. Vă da. dați seama în ce s-a ajuns, adică dacă la e ar fi același tip de manipulare care se practică și în România, în care se pune creșterea prețurilor pe baza creșterii prețurilor la energie, adică creșterea prețurilor se datorează creșterii prețurilor. Da, da, dați voie. Nu... Înainte. Deci creșterea prețurilor la energie se datorează creșterii masei monetare. Stați nu să există vă continui să generale. vă dau bomba. Da. Per da. ansamblu, da, dar să vă spun ce zic domnii, aici. Pe ansamblu anul trecut economia a crescut în Turcia cu 4,5% față de un avans de 5,5 în 2022. Continuăm să vedem, vedem, o creștere orientată spre consum, deși într un ritm mai lent, spune un economist de la Turk Economy Bankski. Da consumul este afectat de năsprirea politicii monetare. Deci este o, o, o situație foarte ciudată în Turcia și toată lumea spune treaba asta. Cu toate că economia Turciei e complicată, într-un context complicat, 70% creșteri uh, uriașe la prețuri, dobânda cheie 50%, adică uitați-vă ce a cumpărat deci, acolo o locuință. Dacă ceva, ne uităm la. la nu nu ne-am uitat, dar dacă ne-am uitat, probabil, și dacă am avea această informație, evoluția masei monetare în Turcia, am da. vedea explicația. Nu trebuie să ne oprim, pentru că nu pot crește prețurile la combustibil sau la orice. Niciun preț nu poate crește în lipsa creșterii masei monetare. A, ar putea crește. Spre exemplu, nu mai există niciun. mai există doar un baril de petrol pe lume. Păi, va crește prețul foarte mult la acel baril de petrol. Toți îl vor. Pentru că toți îl vor. Dar ăsta e un caz. Deci, e singura variantă în care un anume preț poate să crească în lipsa creșterii masei monetare. Când vorbim de creștere generalizată a prețurilor pe diverse paliere, ea este precedată de creșterea masei monetare. Această creștere a masei monetare este precedată de deficitele bugetare. Asta este principala problemă a oricărei țări. Toate guvernele, marea majoritate a guvernelor, își sărăcesc proprii cetățeni prin creșterea masei monetare. Ori cetățenii trebuie să penalizeze acest lucru, cel puțin la lege. Păi acum, și nu o fac. ce pot să vă spun? La alegeri în Turcia, că am urmărit, pentru că pe mine m-a interesat foarte mult. Sunt un om care iubește Turcia, mă bucur să vizitez această țară, o țară foarte frumoasă. Mai mult decât orice altceva, produsele de acolo sunt bune, sunt mai ieftine decât România de multe, multe ori. Însă, ce am constatat, în urmă cu niște ani de zile, Doi ani, pare, mi a fost alegeri acolo. Un an, iertați am da, trecut, da. Că mi-aduc aminte că am făcut emisii. La primărie, la primărie. Și la primărie, și da, Și uh, prezidențiale. Și a câștigat Erdoan. Erdoan, care da. și înainte de alegeri știm bine că era o, era o problemă majoră. Adică eu am văzut în Turcia, am citit, m-am documentat costurile da. cu combustibili, cu. Uh, oamenii nu, nu Erau la fel de mari și înainte de alegeri. Adică oamenii e, au mers pe aceeași variantă. Da, domnule, eu vă cit în comentariile pe Facebook. Inflația e un dat. Nu e un dat. Inflația nu e un dat. Un dat știți ce este? Venirea toamnei. Venirea iernii. Din soarea iarna este un dat. Acum nu o să mai fie nici aia. Deci e un dat faptul că poate să ningă iarna, că poate să înghețe apele. Da. Că astea, astea sunt date. Inflația nu este un dat. Este un fenomen provocat de om. Și sigur că omul e inundat cu tot felul de chestii. Cauza e creșterea prețurilor a energiei, inflația, clima, războiul, nu știu ce toate chestiunile astea, plus, plus altă marotă, creșterea economică. Ce e creșterea economică? Creșterea economică în termeni monetar, creșterea PIB-ului. Păi creșterea PIB-ului înseamnă și creșterea consumului guvernamental. Păi dacă sunt mai mulți bani și eu cheltui mai mult ca guvern, crește PIB-ul. Păi înseamnă că eu am creștere economică dacă mi-a crescut consumul guvernamental. Bun. Domnule Iar creșterea Bădescu. economică nu este un scop în sine. Domnule mare Bădescu. atenție! Nu e un scop în sine. Până acum 150 de ani nici nu exista acest termen de PIB și de creștere economică. Obiectivul omului pe lumea asta este să-și petreacă cât mai mult timp așa cum își dorește. Domnule Vodescu, eu dacă mă aș duce. Acum sunt în sesiune la, da. la master, în termin master în economie. Dacă, bun, eu fac pe management, dacă m-a întrebat cineva pe masă monetară, pe inflație, cu dumneavoastră eu aș lua 10, sau 9 da. măcar, 10 nu a luat dumneavoastră, eu iau 9. Dar cred că mi-a învățat lecția și cred că cei care urmăresc cu atenție și sunt curioși pe economie, și eu v-am spus și în pauză, sunt oameni care îmi scriu și uh, se bucură de, de comentariile dumneavoastră, adică sunt interesați ce spuneți dumneavoastră. Bun, dar întrebarea mea e în felul următor. Noi avem aceste date, le cunoaștem și le discutăm și le răzdiscutăm, dar care e soluția acum, în prezent, ce poate să facă? Iată, Turcia și România, vorbim de două țări, că despre ele le luăm în calcul. Poate să facă ele ceva să fie bine aici, în condițiile climatului de lanț comercial-economic? Vă întreb asta pentru că, ok, eu mă protejez și îmi securizez financiar țara, dar eu sunt conectat de exporturi, de importuri, de prețurile la celelalte servicii pe care le achiziționez din piața europeană. Sunt condiționat. Ce fac aici? Pentru că inflația e în Germania și în Franța. Știți unde nu e inflație? Și am discutat cu oameni da. care mi-au spus în Danemarca. Acolo sunt uh, lucrurile așa de bine așezate și înainte de pandemie, și în război. Uh, guvernul și uh, regatul, nu Danemarcei, au reușit să țină sub, sub un anumit control. Dar, pe de altă parte, vecinii din Marea Britanie au o problemă foarte mare financiară. Ce facem? Întrebarea mea e simplă. Da. Îmi securizez uh, economia, nu risc. Să o fac doar pentru. sau să nu ajung să o fac pentru că eu sunt conectat la celelalte economii? Uh, nu. Asta înseamnă să fiu condamnat și să nu, să nu mă pot descurca deloc singur. Și cum o fac? Dați-mi soluție. Deci, există trei paliere de Do acțiune. Una e politica monetară, și aici, pe politica monetară, trebuie să încurajăm, să permitem, de fapt și permitem, dar trebuie să încurajăm apariția și folosirea monedelor complementare. Moneda complementară este un concept care este bine cunoscut în economie. Vorbim de Dacă bitcoin, vă văzutați, de coin, de xcoin? Nu, alea sunt criptomonede. Vorbim de criptomonede? Da. Nu, Vorbim de monede complementare există monede complementare în lume și în Elveția și în alte părți. Și ele sunt folosite? Sunt în, sunt în circuitul sunt economic? în circuitul economic pe comunități mici. De-aia sunt și monede complementare. Deci trebuie să încurajăm chestiunea asta pentru că uh, moneda actuală este bolnavă. La fel cum cumpărau oamenii înainte pe un kilogram de ouă, luau un, un litru de lapte? Da. Monede corect sănătoase, ăla e barter, dar putem măsura barterul prin monedă corect arhitecturată și asta uh, moneda este sângele care irigă sistemul economic și dacă că sângele este bolnav, întreg organismul suferă. Ori pe palierul monetar trebuie să mergem pe chestia asta în paralel cu moneda actuală ca să nu stricăm ceea ce există deja, să zicem. Ar putea fi luat în calcul să introducem în paralel monede complementare. A doua chestiune pe politica fiscală. Trebuie să schimbăm ce taxăm, unde taxăm, cu cât taxăm. Noi acum taxăm munca, utilitatea oamenilor pentru alți oameni, taxăm profitul, care înseamnă eficiența utilizării factorilor de producție, Asta e ceea ce taxăm. Taxăm asumarea de risc și noi nu taxăm res, consumul de resurse naturale. Am mai vorbit în emisiuni, noi luăm sub 1% din veniturile bugetare din taxarea resurselor naturale. Deci există resurse naturale care le consumă și din păcate nu le consumă resursele naturale românești. Nu le consumă doar românii, le consumă și străinii. Și beneficiază de ele și acționari din alte țări, și consumatori din alte țări, da. și ne dau înapoi monedă viciată. Dă în calculator. Da? Eu le dau petrol care mi se termină. Și ei îmi dau monedă viciată, trebuie mare atenție la chestiunile astea. Deci, acest consum de resurse naturale nu este taxat cum trebuie, cine are la dispoziție resurse naturale. Ăla ar trebui să compenseze pe cei care nu au la dispoziție resurse naturale. Deci politica fiscală trebuie schimbată de la impozitarea muncii și a profitului și a, către impozitarea terenului și impozitarea consumului de petrol, gaze naturale, redevențele, cum s-ar spune. Da? Și după aceea, politica reglementativă, în sensul în care eu trebuie să relaxez reglementările ca să mi apară din ce în ce mai mulți producători. Dacă fiecare om ar avea capacitatea de a produce, de a fi util unui alt om, sub o formă sau alta, sub orice formă face, poate el, atunci prețurile vor scădea. Dacă prețurile vor scădea, atunci, implicit, cu aceeași cantitate de, cu salariu, cu tot ce ar fi, omul. Ar putea cumpăra mai multe bunuri și să-și vă dau noastră, doar un exemplu. Spunez, în Bali, rog, da. și în Thailanda, toată lumea poate să-și vândă surplusul de mâncare pe care îl produce în casă, iese pe stradă și îl vinde. În fața casei. Da? Ace -a, așa numitul street food. Nu-i vine niciun DSP, DSV, DSMN, nu moare nimeni acolo, nu se îmbolnăvește nimeni pentru că iese de pe piață. Deci, sunt foarte sănătoase mâncăruri. Eu am mâncat cu un dolar pe zi. Și toată lumea, nu, mai, nu există partea asta de. Dacă oricine care știe să facă o ciorbă poate să iasă și să-și vândă ciorba cu Bali, la marginea drumului, atunci unde ai Bun, șomaj? Pentru că eu... fiecare e implicat în activ Și dacă fiecare vinde acel surplus, implicit prețul ciorbei este mult mai mic. Păi dacă prețul ciorbei e mic. Atunci eu cu acela salariu pot să cumpăr și ciorbă, pot să cumpăr și benzină, dacă tot cât mai mulți producători. Ori economia în lumea, de, în ziua de azi, se duce către concentrarea capitalului, către concentrarea, către a... A face polarizare la nivelul persoanelor juridice vin, vin cu un exemplu la dumneavoastră dar înainte Din de toate ce în ce mai ceva. puțin Producători și furnizori Nu e în avantajul salariaților Nu e în avantajul consumatorilor Vă pun o întrebare și apoi vin și completez da. discuția Nu e prea ideal ce, credeți, ce la ce vă gândiți dumneavoastră acum? Nu credeți că e idealist și nu poate fi aplicat? Uh, nu, nu Nu există se așa Se poate aceea. aplica? Da, se poate aplica și toate pornesc de la un vis de la uh, Ideal Asta este întotdeauna Scaunul ăsta a apărut de la unul care obosea să stea în picioare și nu deci, -a, a venit nimeni să-i zică, bă, dar tu vrei să faci un scaun, ești cam utopic. Deci, credeți D că ar putea fi ideal, dar se poate aplica? Da, se poate aplica, gradual, cu Bun. echilibru, Vin cu se un... poate să ai deschidere către chestia Vin asta. cu un exemplu. Un exemplu și care... presiune din partea populației, și asta este rolul acestor emisiuni pe care le facem și se uită zeci de mii de oameni la noi, pentru că le deschidem cumva ochii să știe ce să ceară de la mediul politic.